Salut! Eu sunt Tony și astăzi o să fiu alături de voi la eSports. Jepkar lipsește astăzi, dar nu pentru că a pățit ceva rău, ci pentru că petrece poate cele mai frumoase clipe din viața unui bărbat. Este tăticul unui îngeraș pe nume Eva Maria, așa că îl lăsăm pe Mircea, iar noi trecem la eSports. Ce face Blizzard atunci când nu câștigă suficient de mulți bani dintr-un produs sau o activitate? Păi sigilează gaura neagră, o transformă și toate astea extrem de frumos împachetate în niscaiva hârtie de marketing. Pe Battle.net a fost confirmat faptul că BlizzCon 2012 nu se va mai ține. Părerea noastră este că nici cel din 2013 nu se va mai ține. Chiar dacă Blizzard spune că acela va fi super duper, mai ales că vor avea Diablo 3 gata. Totuși, Blizzard va oferi ceva anul acesta. Despre ce este vorba? Se numește Battle.net World Championship și se va concentra pe StarCraft 2 și World of Warcraft. Și va avea loc undeva în Asia. Suntem oare martorii unui colos care face primul pas oficial în pro gaming ca organizator de evenimente? Vom vedea. Cât de mult timp te poți juca fără să te oprești? Pe data de 24 ianuarie, acest record era de 52 de ore. Sam Milkfat Braithwaite vrea să doboare acest record, mai exact a început pe data de 26 ianuarie și va termina pe 29 ianuarie. Perioada țintită fiind de 76 de ore. În timp ce voi urmăriți acest episod de eSports, Milkfat este la Howie's Game Shack și are voie să-și ia doar 10 minute de pauză la fiecare oră. Nu are voie să părăsească PC-ul decât în pauze și să acționeze mouse-ul sau tastatura la fiecare 7 secunde. Sam deține Milkfat's House of Game și este considerat a fi unul dintre cei mai buni gameri ai tuturor timpurilor. Pentru a nu întâmpina probleme în cadrul încercării lui Milkfat, cei de la S2 Games au lansat un nou patch la începutul acestei săptămâni. Mai exact este vorba despre patch-ul 2.5.8, patch care este destul de vast, aducând modificări pentru anumite items, nerfuiește sau aduce buff-uri anumitor eroi și evident repară câteva bug-uri. Este un patch bun, dar clar că cei de la S2 Games vor asculta comunitatea în ceea ce privește balansul eroilor și clar vor urma și altele. Doi dintre casterii GOMTV's GSL, Nick Tasteless Plot și Dan Artosis Temkovski, dețin site-ul de t-shirts numit The Handsome Nerd. Tasteless a anunțat pe Twitter-ul său că îl vor sponsoriza pe White Rat. Mă întreb, dacă magazinul se numește Handsome Nerd, l-au ales pe White Rat pentru că este frumos, este nerd sau pur și simplu pentru rezultate, iar noi cât timp degeaba. Asus Republic of Gamers Assembly Winter se va întâmpla în Finlanda între 24 și 25 februarie. Asus a băgat mâna adânc în buzunar și a scos de acolo 20.000 de dolari, Moon, Mana și Select și-au confirmat prezența, pe când Grubby și Seth au ales să se pregătească pentru MLG. Tot acolo îi vom găsi și pe cei trei fantastici lichizi, Teleo, Hiro și Jinro. Ultimul, dar nu cele din urmă, pe care îl menționăm este Night End, pe care îl vedem din ce în ce mai des prezent în mari competiții. Se ținem pumii, iar noi trecem mai departe. Salut! A născut nevastă mea și mi-am luat ursuleți. Hai după mine! Băi, mergem la sală, la TEG. Pentru prima dată intrăm aici în noua locație. Ia fi atent că ți-am deschis și ușa. Așa, să vedem cum arată o sală de pro gaming pe stilul vechi, da? Să vedem ce se întâmplă atunci când un vis devine realitate. Prima sală de pro gaming pe stilul vechi, în 2012, sub numele TEG. Poate cel mai reprezentativ nume de pro gaming din România. Hai să intrăm, acum să fim serioși așa un pic. Ținem asta. Asta e Aragon. Hai să vedem. Hai la TEG. Kidor, știu că de mult îți doresc să-ți deschizi o sală, probabil de când erai copil. Spune-mi cum e să-ți vezi visul cu ochii. Salut, nu știu de unde să încep, sunt un pic emoționat, ca să zic așa, având în vedere câte s-au întâmplat în ultima vreme, câtă muncă s-a depus și oboseala, bineînțeles.
Da, este un vis împlinit, pot să zic. Dacă mă gândesc la cum au decurs lucrurile până în momentul de față, este foarte ok. De asta pot să zic că este într-adevăr un vis împlinit. La modul că mi-am dorit întotdeauna să avem o sală, să avem noi de unde să ne jucăm, în primul rând, și bineînțeles, nu este vorba neapărat de o afacere, este vorba de un hobby și voi face întotdeauna orice pentru game-ul din România și pentru această sală. Spune-mi, te rog, cât a durat efectiv să deschizi sala? Păi, teoretic, să zic că de 4 luni chinuim să găsim spațiu. Am găsit acum o lună, să zic. Cam o lună au durat amenajările și tot ce vedeți aici. Nu era chiar așa cum se vede. A fost foarte multă muncă, dar în final sunt fericit de rezultatele obținute. Ca și spațiu și tot ce se vede. Spune-mi, în cât timp o să ajungă sala să fie exact ce ți-ai dorit tu? Nu am de unde să știu. Nu știu, sper că cât de repede posibil. Important este că suntem mai mulți, suntem ca o familie, ne respectăm și toți cei din jurul nostru vor fi și ei la rândul lor respectați. În principiu mă refer la familie pentru că aici se va crea o familie la modul un loc de joacă, anturaj, nu cred că e potrivit cuvântul ăsta să-l spun, dar ceva de genul ăsta. Fiecare se va simți bine aici, posibilitatea de a toți vor avea ca și facilitate să se joace mixuri cu noi, vom face mixuri de 10 pe LAN, cupe, concursuri, tot ce se poate, tot ce ține de gaming. Ce ai mai făcut în ultimul timp și cum merge pokerul? Merge bine, ce să zic, nu prea m-am mișcat CS, mă rog, în ultima vreme de când am aflat că se deschide sala Tech și că o să fie meciul ăsta demonstrativ, m-am mișcat un pic pe respawn, am avut probleme cu anticheat-ul, cu Krond, că am înțeles că acum la mixuri se joacă numai cu anticheat și am antivirus și nu mergea, dar ieri am reușit să-l fac și am început să mă joc și eu mixuri. Ce să zic, am venit aici pentru lansarea sălii Tech și sper să-i batem pe echipa asta nouă Tech. Spune-mi cum ți se pare sala așa la prima vedere. Da, e tare. Era nevoie de un loc al nostru, ca să zic așa, o sală de net. Era un vis al meu să fac sala, dar văd că Kidor a reușit înaintea mea să facă și sper să iasă bine. Atmosfera e marfă și abia aștept să mă joc, că nu m-am așicat de mult. În ce formulă o să jucați acum contra echipei noi? O să fiu eu, Tao, Flop, Geros și Marius, cred, pentru prima formulă și nu știu, poate dacă mai vine cineva o să mai încercăm să facem combinații. Mai sunt șanse să te întorci în Pro Gaming? Nu știu ce să zic, deocamdată nu cred, dar poate dacă apare Counter-Strike-ul nou la Global Offensive, mi s-a părut interesant, poate da. Sau poate o să ne facem echipa asta și să venim la VCG, doar ceva de genul. Ce faci, Flop? Ce ai mai făcut în timpul ăsta în care n-ai mai jucat Counter? Ce să fac? N-am mai făcut nimic special. M-am angajat la o firmă tot în domeniul de jocuri pe calculator, la Ubisoft. Sunt game tester de 4 ani încoace. Aproape fac 4 ani când m-am angajat. Imediat după ce m-am lăsat de Counter-Strike, m-am angajat acolo. Și în rest nimic special. Distracție și muncă. Spune-mi de ce ai venit astăzi aici la TEG. Că am primit o invitație, că am auzit că s-a făcut o sală pe numele nostru. Și am primit o invitație să jucăm un meci demonstrativ cu echipa nouă a Tech-ului, cu copiii. Și ce crezi, o să-i bate sau...? Nu avem cum să-i batem, că eu n-am mai intrat în joc de 4 ani de zile. Chiar nu am mai intrat în Counter-Strike de 4 ani de zile. Plănuiești să te mai întorci vreodată în Pro Gaming? Știi cum au făcut și aia de la SK? Nu cred că aș mai putea să fac față. Primul rând, nu cred că aș mai avea timp să stau, să mă antrenamente de 6-7 ore pe zi. Dar poate dacă premiile s-ar suplimenta, eu știu, dacă s-ar face cu 20.000 de euro pe concurs, poate, în România, poate te-ai mai întoarce totuși. Eu aș vrea să te întorci, chiar dacă ai albit un pic.
Dacă s-ar face 20.000, m-aș întoarce. Dar nu s-ar face 20.000 și oricum n-aș mai face față. Cred, nu știu. Stăm de vorbă cu Cleo, jucătoare foarte veche de Counter-Strike și membru fondator al Solitag. Bună, Cleo! Bună! Aș vrea în primul rând să te prezint, să ne spui cine ești, că poate unii nu te cunosc. Precum ai spus și tu mai devreme, Cleo, pe numele meu real Madalina, nu știu dacă mă știi foarte mult de Madalina. În ce echipă ai jucat? UG Girls, AQ Girls. Deci ești de la concurență, de la AQ, nu? Mamalia cu dușmanul. Corect, Unholy Alliance. Spune-mi, ca fondator al sălii, ce ți s-a părut cel mai greu de realizat la toată afacerea asta? Găsirea spațiului, în primul rând. Nu știu, ne-a luat vreo 3 luni să găsim un spațiu cât se poate de... pe cerințele noastre, mai exact. Am vrut un spațiu aerisit, am vrut un spațiu curat și cam atât. Asta tot ce contează. Am vrut să avem neapărat un loc special pentru fumat, ceea ce se întâmplă, și pe viitor să fiți cu ochii noi, pe noi, pentru că vom avea foarte, foarte multe surprize și avem foarte, foarte mari planuri. Că tot vorbeai de locul de fumat, să înțeleg că acolo se vor dezvolta strategii de counter. Brainstorming-uri, da, ceva de genul. Bun, spune-mi, te rog, ce planuri aveți pe termen lung cu Solitag? În primul rând, o dezvoltare cât se poate de rapidă am vrea noi. Pe dezvoltare vom lucra foarte mult. Dezvoltare. Suntem la noua sală Tag. Ceva foarte frumos și nou, foarte multă lume. Bună, lume nouă, lume veche, foarte veche, persoane care nu le-am mai văzut de foarte mult timp. La deschidere, echipe de fete pentru meciuri demonstrative, în curând o să avem și noi meciul demonstrativ. Atmosfera e foarte frumoasă aici la sală, foarte multă lume la deschidere, cum a spus și Bi. Până acum foarte frumos. Sper să vă simțiți bine la noi aici și să veniți de mai multe ori. Vă menționam anul trecut de noua echipă de sârbi a celor de la Fnatic, Dota 2. Deși un nou sponsor, în cazul de față Riot Call, ar fi însemnat mai multe competiții și turnee, băieții tocmai s-au retras din Infused Cup pentru că au programul încărcat și au și o viață personală. O fi ceva de bine sau ceva de rău? Pare a fi de bine. Noi de aici, de unde stăm, asta vedem. Și pentru că suntem la Dota 2, trebuie să vă spunem că Clint the Bone Fletcher a fost introdus după ce săptămâna trecută Invokerul trăgea prima gură de aer în universul jocului. Invokerul a primit de asemenea un mic fix. Următorul update va implementa un nou sistem de replays, așa că dacă aveți meciuri tari, faceți capturi repede, pentru că odată cu activarea acestui nou sistem, vechile replay-uri nu vor mai putea fi utilizate. Pe data de 2 octombrie 2011, nodea Death Angel Andrei a semnat cu francezii de la Esahara. La numai 2 luni de la semnare, Death Angel, alături de colegul său, Santeri Nama Lathinen, va pleca în Coreea pentru a se antrena. Multă baftă, Andrei, și ținem pumnii pentru rezultate foarte bune! Nordic Masters este un turneu de Counter-Strike ce va avea loc între 26 și 29 aprilie, adică mai e până atunci. Unde altundeva decât în Suedia? Totalul premiilor este destul de mic ca să ne facă să ridicăm o sprânceană când ne uităm pe lista echipelor participante. Pentru doar $7.000 se vor bate SK Gaming, Fnatic, Navi, Moscow 5, DTS sau SEC. Este un turneu care merită urmărit. IEM Kiev pune cu putere piciorul în prag vis-a-vis de valul de succesuri avut de către cei de la SK. Navi i-au învins cu 2-0 în finală, mai exact cu 3-16 pe Inferno și cu 5-16 pe Train. Și pentru că suntem fani declarați fără un motiv anume, nu putem să nu vă spunem că băieții de la Moscow 5 au ocupat locul 3. Navi au plecat acasă cu $16.000, ca tortul să aibă și o cereașă pe măsură. Danilo Zeus Teslenko de la Navi a primit titlul de MVP împreună cu un procesor Intel Core i7 Extreme Edition, un monitor BenQ și niște browser Razer.
A fost o adevărată plăcere să vedem că în finala de StarCraft 2 nu au fost doi coreeni. Ar fi fost incredibil să nu fie niciunul, dar Seongwon MMA Moon a avut grijă să nu rămâne cu gura căscată și l-a înfruntat pe Dimaga, pe care l-a învins cu 3-1. Pe locul al treilea găsim tot un ucrainean pe Cass, iar pe 4 pe Zenio Choi, ghinionul lui Nightend. Nightend a reușit să treacă peste protosul Grubi cu 2-1, dar a fost învins cu același scor de teranul Cass. Meciul cu Zergul Zenio a fost rejucat din cauza unor probleme de lag, iar Nightend, deși s-a ținut tare, a pierdut cu 2-3. Dacă organizația SK Gaming a strâmbat din nas la Counter-Strike, a zâmbit larg la League of Legends, unde echipa lor i-a învins pe cei de la Moscow 5 în finală. Am încălecat pe așa și v-am rezumat săptămâna, uite așa, pe Jepcare l-așteptăm cu multe trabucuri la o reuniune, dar nu acum pe zăpada asta. Profitați de vreme și antrenați-vă, jucați în ladere, dezvoltați-vă abilitățile și cine știe. Eu nu vă zic nimic, de pace, așa că vă salut. Pa, pa! World Championship și se va concentra pe Scarlet. Ap. Vă aștept să vă jucați cu fata unui dubiu. Doar spunem dacă ai manele și filme porno în... Teleo, Hiro și Jinro, cei trei fantastici lichizi. Ultimul...